La fel ca toți românii, sălăjenii rămân tradiționaliști când vine vorba de obiceiurile pe care le au de sărbătorile pascale. Cei mai mulți aleg să se reunească la țară cu familia în jurul mesei, bucurându-se de mâncărurile pregătite chiar la ei în bucătărie. Majoritatea sălăjenilor spun că pentru liniștea și frumusețea pe care le oferă mediul rural, vor părăsi aglomerația orașului și vor petrece câteva zile în mediul rural. Se reunesc cu familia și respectă obiceiurile locului. Iau parte ca toți creștinii la slujba de înviere și după perioada de post se înfruptă cu bucate tradiționale. Unde vă petreceți dumneavoastră sărbătorile? V-ați decis? La țară. Și unde anume? La Solona. E aici la noi în județ? Comuna Surduc. La noi, județ. Și cam ce faceți dumneavoastră de sărbători? Da, băi, numai ne pregătim cu una cu alta și așteptăm copii, nepoți, atât. La țară. Unde anume? Chilioara. A, aici, aproape. Și ce veți face dumneavoastră de sărbători? Cam ce faceți? Mergem la biserică, la înviere, după aia în familie, cu familie. Vom merge acum la țară. Unde anume și cum este tradiția acolo? La Gâlgău al Mașului. În anul ăsta o să mă duc la țară, la unde m-am născut. Unde anume, ca să știm și noi. Mureș, satul Vișiner. Spre deosebire de sărbătorile de an, atunci când există tendința unei mobilități mai crescute a orășenilor către zonele turistice, de Paște structurile de cazare rămân aproape goale, deoarece Paștele este sărbătoarea care se petrece în familie, lucru pe care îl fac majoritatea sălăjenilor în acest an.